Consiliul Județean a aprobat joi în ședință ordinară schimbarea sursei de finanțare a drumului expres Botoșani-Suceava. Obiectivul va fi finanțat prin programul de transport 2021-2027, iar documentația, dar și execuția lucrărilor vor fi preluate în parteneriat de cele patru autorități, Consiliile Județene Botoșani și Suceava și Municipiile Botoșani și Suceava. Drumul de mare viteză Botoșani-Suceava va fi unul nou care va pleca din apropierea aeroportului Salcea din A7 și va merge prin spatele localităților Dumbrăveni, Huțani, Vlădeni, până în zona Mănăstirea Doamnei, unde va descărca traficul în viitoarea centură a municipiului Botoșani. Acesta va scurta la 20 de kilometri distanța dintre Salcea, autostrada A7 și viitoarea centură a municipiului Botoșani. Proiectul de hotărâre a fost propus de președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, și are la bază punctul de vedere transmis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind oportunitatea încheierii unui act adițional la protocolul de colaborare în scopul schimbării sursei de finanțare din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2021, în Programul de Transport 2021-2027 și a actualizării responsabilității partenerilor. Decizia este motivată de încheierea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2021 la data de 31 decembrie 2023 și necesitatea finanțării în continuare a acestui obiectiv de investiții. Drept urmare, având în vedere necesitatea regională și locală privind implementarea acestui obiectiv de investiții, drum expres A7 Suceava-Botoșani, se impune încheierea actului adițional numărul 1 la protocolul de colaborare în forma prezentată în prezentul proiect de hotărâre. Prin acest act adițional, Consiliul Județean Botoșani, alături de Consiliul Județean Suceava și cele două municipii Botoșani și Suceava, preiau în parteneriat atât realizarea documentației, cât și execuția lucrării la drumul de mare viteză Botoșani-Suceava, drum pe care, după cum bine știți, noi ne dorim să-l transformăm într-un sector de autostradă, ca extensie a autostrăzii A7. 8 asocieri care reunesc 95 de firme au depus oferte pentru realizarea documentației tehnice în vederea construirii drumului de mare viteză Botoșani-Suceava, unul dintre cele mai ambițioase proiecte din regiunea de Nord-Est. Valoarea totală a documentațiilor tehnice scoase la licitație, inclusiv TVA, este de 21,2 milioane de lei, iar cele patru autorități locale și-au însușit partea de contribuție de 2%, în timp ce 98% din valoare este asigurată din fonduri europene prin programul de transport 2021-2027. Termenul în care va trebui realizată documentația tehnică după stabilirea câștigătorilor este de 24 de luni. După realizarea proiectului tehnic, va fi scoasă la licitație execuția drumului de mare viteză. Acesta va fi unul nou care va pleca din apropierea aeroportului Salcea, din A7, și va merge prin spatele localităților Dumbrăveni, Huțani, Vlădeni, Baisa, până la zona Mănăstirea Doamnei, unde va descărca traficul în viitoare centura municipiului Botoșani. Practic va scurta la 20 de kilometri distanța dintre Salcea și viitoarea centură a municipiului Botoșani. Acum drumul este prevăzut cu două benzi pe sens și separator de sens cu o limită de viteză de 120 de km pe oră. El va fi transformat într-un sector de autostradă ca o continuare pentru A7.